început să facă figuri, iar Mati Hautamäki pornește cu din ce în ce mai multă zăpadă pe zona de lan, ceea ce desigur creează probleme și reduce viteza la desprinderea de masa trambulinei. Toate se leagă. Dacă nici vântul nu mai suflă cum trebuie și dacă și zăpada moale începe să se așeze pe urma înghețată de pe zona de elan, atunci viteza la desprinderea de masa trambulinei se reduce, la fel și lungimea săriturilor. Dorința lui Maliș de a avea condiții foarte bune de concurs în care cei mai buni dintre cei mai buni să-și arate superioritatea nu prea s-a îndeplinit, cel puțin astăzi. Iată-l și pe Roar Ljokelsøy, al nouălea la capătul primei manșe, cu un zbor de 96 de metri și jumătate și un total de 128,5 puncte. Iată ce înseamnă condițiile meteo de desfășurare a competiției, chiar dacă organizatorii și au știut, ei ce au știut, au ridicat poziția barei de start cu o unitate. Totuși, evoluțiile din cauza zăpezii, mai ales a modificărilor de viteză și direcția vântului, sunt mai modeste decât cele din prima manșă, cu rare excepții. Iată, și Ljokelsøy sare cu 6 metri mai puțin și este al treilea în acest moment. Live with the men who do it on the snow and in the air. And nobody does it quite like Hannu Manninen and Ronnie Ackermann. But this is the biggest test of the year. So which man will it be at Oberstdorf? The Nordic Combined World Championships, Wednesday at 11 and 1500, live on Eurosport. Spirit, a new roof box from Thule. Simply world class. When words just aren't enough, say it with body and soul. A smooth, soulful collection of the most powerful love songs of all time, exclusively from Time Life. Call the number on your screen now to start your body and soul collection with Love Serenade on two CDs. Pay by credit card, and you'll also receive the second double CD absolutely free. Three times a lady. This incredible collection features the sensual sounds of legendary artists such as Earth, Wind & Fire, The Commodores, Kool & the Gang, Marvin Gaye, and many more. You can audition other double CDs in this outstanding collection with no obligation to buy. Your satisfaction is guaranteed. Tonight, I celebrate my love for you. Celebrate your love with this collection of smooth grooves and slow jams brought to you exclusively from Time Life. Some people are made for each other. Some people can love one another for life. How about us? Remember, this essential collection is not available to buy in the shops. I want a lover with an easy touch. Call the number on your screen now to start your body and soul collection with Love Serenade on two CDs. Pay by credit card and get the second double CD absolutely free. That's 60 hits on four CDs. So call now or order online. Și mai avem 8 sportivi până la finalul acestei întreceri mondiale. Primul dintre ei este totodată ultimul german din concurs și cred că reușește să treacă pe primul loc în uralele zecilor de mii de compatrioți din tribunele arenei Schattenberg.
sărise 97 de metri cu 129 de puncte și jumătate, spuneam locul al șaptelea la capătul primei manșe. Născut și trăind aici la Oberstdorf, localnicul Georg Speth cunoaște desigur foarte bine trambulina și pentru moment cel puțin reușește să urce pe primul loc al clasamentului. ...247,5 puncte, cu unul și jumătate mai mult decât Mali și Loitzl, care coboară la egalitate pe locul al doilea. Și urmează cel mai bun cec din acest sezon, Jakub Janda, la egalitate cu Speth la capătul primei manșe. Se pare că din nou condițiile de vânt s-au îmbunătățit și să vedem, stilul cehului pare a fi mai bun decât cel al lui Georg Speth. În mod normal, Janda este noul lider. Oricum, diferența dintre el și Speth va fi foarte mică. Cei doi vor fi, fără îndoială, pe primele două poziții ale clasamentului intermediar cumulat. Să vedem însă în ce ordine. Speth Janda sau Janda Speth? Janda este pe primul loc cu 249,5 puncte, cu două mai multe decât Speth. Mali și Loitzl pe locul al treilea la egalitate. Zboară Dimitri Vasiliev, cel care a lăsat o impresie excelentă la capătul primei manșe, dar, din păcate, pentru el și antrenorul său german Wolfgang Steyer, nu confirmă cu această a doua evoluție. Doar 85 de metri și jumătate și va coborî în clasament, era al șaselea la capătul primei manșe. Wolfgang Steyer, nemulțumit, Vasiliev coboară pe poziția 18-a, după ce spuneam a fost al șaselea la capătul primei manșe, și sare penultimul finlandez din concurs, egal cu Jane Ahonen, compatriotul său, Risto Jussilainen. Amândoi au obținut câte 130,5 puncte în prima manșă. Jussilainen a sărit 97 de metri și jumătate cu un stil ceva mai slab, Ahonen 97 de metri cu un stil ceva mai bun și punctajul lor a fost egal. În câteva clipe vom vedea dacă finlandezul Jane Ahonen este capabil să se mobilizeze în condiții dificile. Nu numai că are o diferență de 9 puncte față de câștigătorul primei manșe, slovenul Rok Benković, dar are și condiții dificile de concurs. Este obligat să sară cu cel puțin 4 metri mai mult decât va sări Benković pentru a avea o șansă la victorie și sare bine, dar nu suficient, cred, pentru a câștiga. Probabil destul pentru a fi primul în acest moment, dar cam atât. Nici stilul nu a fost deloc extraordinar, s-ar putea să nu fie primul nici măcar în acest moment, necum la sfârșitul întrecerii. Vom vedea imediat cum stau lucrurile. Un telemarc ușor chinuit, Matti Nykänen nu poate fi mulțumit. Da, Ahonen nu reușește să fie primul nici măcar în acest moment, poziția a doua, și titlul îi zboară printre degete și lui, și lui Mali și lui Lyokelsoy. Care dintre cei trei va fi campion mondial? Jernej, Bjørn Einar sau Rok Benković? Această evoluție nu foarte concludentă a lui Jernej Damjan înseamnă că în acest moment cehul Jakub Janda, care rămâne în fruntea clasamentului intermediar cumulat, are garantată poziția pe podium. Jakub Janda conduce cu 249,5 puncte. Jumătate de punct mai jos pe poziția a doua se află Jane Ahonen. Pe 3, germanul Georg Speth cu 247,5 puncte. Ce pot face norvegianul Bjørn Einar Romøren, care evoluează acum, și slovenul Rok Benković, ultimii doi competitori din această întrecere? N-a sărit deloc rău Romøren și cred că îl depășește cu această evoluție pe Janda.
Oricum, diferențele vor fi foarte mici. Este doar jumătate de punct între Janda și Ahonen și un punct și jumătate între Ahonen și Spet, cei care ocupau înaintea evoluției lui Romer în cele trei trepte ale podiumului intermediar cumulat. Unde reușește să intre Romeuren? Primul, al doilea sau al treilea? Vom vedea în câteva clipe împreună cu antrenorul finlandez al norvegienilor Mika Kojonkoski. Romeuren este doar al treilea. N-a reușit să atingă punctul de construcție. 248 de puncte cu jumătate de puncte Spet, pe care îl coboară pe locul al patrulea, scoțându-l de pe podium. Podiumul înaintea evoluției ultimului sportiv din această întrecere, slovenul Rok Benković, arată astfel: 1 Jakub Janda, 2 Jan Ahonen, 3 Romeuren. Ce poate face Benković cu această evoluție? Este campion mondial! Nu are cum să rateze medalia de aur a acestei întreceri, pentru că și-a confirmat cu o evoluție bună în manșa secundă performanța din prima manșă pe care a câștigat-o zburând 101 metri. Rok Benković, teenagerul sloven, campion mondial, este o surpriză de proporții comparabile cu primul titlu olimpic obținut în februarie 2002 de elvețianul Simon Amann, care i-a învins atunci pe marii favoriți germanii Schmidt și Hanawalt și polonezul Maliș. Acum polonezul este departe în spate, încheind competiția în afara primilor 10, în afara primilor 5, iertați-mă. Jakub Janda obține medalia de argint, Jan Ahonen își confirmă evoluțiile foarte bune din Cupa Mondială și din turneul celor patru trambuline, însă doar cu o medalie de bronz. Pe 4, Bjørn Einar Romeuren, pe 5, localnicul Georg Spet, pe 6, la egalitate, numai puțin de 3 sportivi, Wolfgang Loitzel, Jernej Damjan și Adam Mališ. Pe 9, din nou la egalitate, Roar Ljokelsøy și Lars Bistøl, doi norvegieni. Pe 11, Risto Jussilainen. Și deja nu are rost să mai citim mai departe clasamentul, nu mai contează. Cert este că noul campion mondial pe trambulina normală este slovenul Rok Benković. Argint pentru cehul Jakub Janda, bronz pentru finlandezul Jan Ahonen. Astfel se încheie așadar prima probă individuală din întrecerile icarilor moderni în cadrul ediției Oberstdorf 2005 a campionatelor mondiale de schi nordic. Satisfacție uriașă pentru tânărul sloven Rok Benković, care a zburat 101 metri în prima manșă și 91 în cea de-a doua, abia al 13-lea loc al manșei secunde. Dar performanța excelentă din prima manșă a fost suficientă pentru a-i aduce aurul mondial al